Bine v-am regăsit la Observator Update, sunt Francesca Simionescu. Vedem acum ultimele informații legate de alegerile locale. Ne uităm la prezența la nivel național. Peste 33% este în acest moment, iată, la ora 16:59 de minute, 34,23%, cu un total de 6.261.725 de voturi exprimate din 18 milioane de alegători așteptați astăzi la urne. Vedem mai departe și prezența în București, care rămâne din păcate cea mai mică în țară, la nivelul țării, deși, iată, 26% este mai mare decât vedeam că era la aceeași oră în 2016, la alegerile locale din 2016. Iar în ceea ce privește prezența la nivel național, cei mai mulți oameni care au votat sunt din mediul rural, peste 3.300.000. Și o informație nouă, Ministerul de Interne a cerut oficial Biroul Electoral Central să prelungească programul secțiilor de votare peste ora 21 din cauza faptului că votul în multe secții se desfășoară îngreunat. Vedem și primele imagini cu persoana reținută în Ilfov, acuzată că a dat câte 200 de lei unor alegători pentru a vota cu un anumit partid politic. Bărbatul are 36 de ani și a fost reținut pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de corupere a alegătorilor. Iar în continuare mergem din nou la Mihaela Călin. Ea se află la sediul Avangard, acolo unde se lucrează pentru singurul exit poll. Mihaela, ești probabil unul dintre cei mai invidiați oameni în acest moment, pentru că tu vei ști prima rezultatele alegerilor nouă. Când o să ni le spui? Bună ziua, le vom afla cu toții la ora 21 în această seară, atunci când va fi public, făcut public rezultatul exit poll-ului de astăzi. Eu vă invit însă în fața televizoarelor încă de la ora 20:50 de minute la o ediție specială Observator și să știți că, deși ați crede că am mult mai multe informații aflându-mă aici la sediul central Avangard, acolo unde sunt colectate datele de la peste 400 de oameni care se află la secțiile de votare și care completează împreună cu alegătorii chestionarele, să știți că nu este chiar așa. Situația este foarte efervescentă, aș putea să spun. Cifrele se schimbă odată la câteva secunde și arată o bătălie electorală acerbă, mai ales în capitală, și cred că nu este de mirare. Vorbim despre administrația care va gestiona practic cel mai mare buget local din țară în următorii ani. Așadar, în această seară, de la ora 21, vom afla împreună cine va avea pâinea și cuțitul în București în următorii ani. Francesca. Mulțumim, Mihaela. Vorbim în continuare și despre o situație inedită într-un sat din județul Maramureș. În lupta pentru un post de consilier local la alegerile din acest an s-au înscris 9 candidați care poartă același nume. Oamenii i-au identificat ușor după porecle, așa că nimeni nu a avut nicio emoție atunci când a pus ștampila pe politicianul favorit. Alt sat, alți 11 candidați cu același nume. În țară, în 400 de localități, sunt câte 2 candidați la primării, însă în 75 este doar un singur candidat. Printre acestea și localitatea Mălin, tot din Maramureș. Poveștile pe larg la Observatorul orei 19. Profilul alegătorului de astăzi se conturează mai clar. Are peste 45 de ani. Tinerii nu au ieșit nici de această dată în număr mare la vot. Aleg pentru ei părinții și bunicii. Eu, de la nou primar, aștept doar să se țină de promisiunile care le face în campania electorală. Atât. Să sprijine puțin teatrul, filarmonica, opera și alte instituții de cultură. Să facă locuri de socializare pentru vârstnici. Să se țină de promisiuni, căci până acum am fost mai mult mințiți. Atât de la Observator Update, ne revedem și ora următoare.